S-au făcut bucăți sub un pod din cauza vitezei. Doi tineri arădeni au pierit și un al treilea se zbate între viață și moarte după ce mașina în care se aflau a căzut în gol. Bărbații erau suporterea echipei de fotbal UTA și se întorceau de la o repetiție cu galeria. Pe pasajul mic ăla, ca conducător auto a pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat de pe pasaj de la un. De aproximativ 9 Dezastrul a fost unul de proporții. Mașina a izbit un stâlp de electricitate și a rupt parapeții podului. Șoferul și pasagerul din dreapta au murit pe loc. Doar unul dintre tineri a reușit să sară din mașină. Drama a șocat întreaga comunitate de suporteri ai UTA Arad. Astăzi, cu UTA până la moarte, a devenit un slogan mult prea nedrept. Știm că mereu veți fi alături de noi și de UTA, așa cum ați făcut-o până aproape în ultima clipă. Urma meciul de la Timișoara. Dumnezeu să ierte și să odihnească în pace. Seara într-o postare a Supporter Club UTA. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.